O minge care ajunge la Cascini. Și iată aici o ocazie enormă, balon respins de pe linia porții, șansă enormă de gol pentru Cortea, după care foarte tânărul Morar nu reușește să împingă mingea în poartă. Ce ocazie a avut Clinceniul în minutul 1. S-ar putea ca trupa lui Ilie Poenaru să ajungă să regrete acest moment. Atunci când joci pe Roblemeco din Craiova, nu ți se oferă de regulă prea multe șanse. Imensă ocazia lui Cordea, nici nu-mi dau seama cum a putut să rateze. Îl depășise pe Pilia Celi. Fază construită extraordinar de simplu, cu pasa lui Rusescu. Acțiune bună a lui Cordea, care trece și iată-l pe tânărul de doar 16 ani, David Cristian Morar, care se pierde cu firea în 5 metri și nu reușește să împingă în poartă o minge care părea extrem de simplă. Pe de altă parte, de notat intervenția de pe linia porții a lui Mitran. Vă spuneam, puștul Craiova are doar 18 ani și